Jurnal de bord, 13 ianuarie 2009. După ce am terminat toate pârtile din Franța și Elveția, de pe acest munte, ne-am hotărât să luăm prin pădure direct. Pe sub teleschi, pe sub telesferic, printre copaci. Mizerie! De pârte, mi-aduce aminte de România. Dar recunoști că n-a mai fost nimeni pe aici de vreo 100 de ani. Cel puțin. Poate doar ursul și lupul. Suntem chiar în pădure, pe sub telegondolă, pe nicio pârtie ea notată cât de cât. Da, pentru că Florin s-a gândit că pârtile din Elveția și din Franța sunt prea așa, la pitici pentru noi și s-a gândit să încercăm ceva mai hardcore. Păi chiar că e hardcore, Rica. Și hardcore foarte tare. Am obosit. Vreau să vă spun că de 10 zile de când am venit la ski în Franța, Elveția, nu am fost atât de încălzit și de plin de adrenalină ca în aceste momente. Pentru că, ia uitați cum arată finalul bucății de munte în pădure. În sus trebuie văzut. Deci noi venim de la copacii ăia. Printre copacii am coborât. Da. Pentru că așa cum ați văzut sau veți vedea într-un alt jurnal de bord al nostru, noi suntem The Professors. Și gata, nu mai am ce să vă zic. Ăsta a fost jurnalul de bord, 13 ianuarie 2009. La mulți ani fratelui nostru Dragoș, care din păcate n-a putut să vină prin pădure cu noi.